Încă o dată, bună ziua, stimați prieteni! Haideți să sperăm că ne felicităm unul cu altul cu un format nou de analize economice, care îl voi face, deci este o ediție specială, care cred că o dată în lună, poate mai des, poate mai rar, în dependență de necesitate, îl voi face unde l-am numit lectorium sau microlecții publice pe diverse aspecte ale economiei, lucru care sper că să fie util pentru toată lumea. Nu-i rău fără bine. În această săptămână eu am făcut o analiză simplă și foarte clară, care ușor poate fi verificat. Tariful la gaz plătit de cetățenii Republicii Moldova comparativ cu alte țări din regiune. Nimic mai simplu. Oricine poate face acest calcul, nu trebuie inteligență specială, nu trebuie absolut nimic, dar s-a pornit o discuție în acest spațiu. S-a pornit atâtea discuții și atâtea insinuări, atâtea învinuri, că am zis, băi, stai leacă. Dar e o oportunitate perfectă ca în spațiu public să facem niște mici lecții prin care să explicăm cum sunt colectate datele, cum sunt prelucrate, cum sunt analizate și, cel mai important, cum sunt oferite onest opinii publice ca să informăm cetățenii, să noi zăpăcim și să spunem exact lucruri care sunt. Din cauza că cifrele, mie în general îmi plac cifrele, cifrele au o proprietate interesantă. Dacă le iubești și le utilizezi cu multă atenție, ele îți deschid o realitate. De ce avem noi nevoie de cifrele economice? Unde tot ne-ar plăcea cifrele? Noi trăim într-o realitate economică. Chiar cei care nu fac economie, orice cetățean, el are salariu, are pensie, are tot ce vrei, are inflație în acest an, are tarife la gaz, că despre aceasta astăzi vreau să vorbim, toate aceste lucruri, el vrea să înțeleagă ce se întâmplă, pe ce lume trăiește el. Și atunci noi avem statistica economică care ne permite să înțelegem mai bine realitatea. Da, era statistica sovietică care, mă rog, îți arăta realitatea frumoasă socialistă. Eu speram că noi am scăpat de această statistică care are ca scop să ne arăte cât de frumos trăim noi și cum trebuie să mulțumim, știți voi cu trebuia de mulțumit. De aceea, statistica și datele au un rol. Cât mai bine să reflecte o realitate, iar rolul economistului este să poată colecta datele, să le poată prelucra într-o manieră în care el se poate explica cât mai apropiat de realitate ceea ce se întâmplă. Până aici ne-am lămurit. Ca să vă dau care constă provocarea care o ai când colectez datele, mi-am făcut astăzi, am numit-o prima lecție, hai să o spun așa cum am numit-o, cum colectăm, prelucrăm și interpretăm datele economice, cazul tarifelor la gaze naturale plătite de cetățeni. Deci astăzi vreau să vă arăt niște trucuri sau niște secrete care îmi permite mie să colectez datele, să le prelucrez și să le prezint vouă. Asta o facem. Va fi, ca și la orice lecție, va fi partea teoretică și partea practică. Începem. Hai să începem cu partea teoretică, câteva minute, apoi la practica practică vom lua un caz, cu atât mai mult că săptămâna aceasta ne-a oferit un tablou perfect. Eu ca economist, ca doctor în știință, ca persoană care îmi place cercetarea, când văd o problemă, pe unii iau durerea de cap, dar eu zic, păi, stai, că ar fi un lucru interesant. De aceea, când am fost atacat atât de, să zicem așa, într-un mod civilizat european în această săptămână, m-am gândit, măi, dar e un lucru interesant. Hai să discutăm. Deci când vorbim de piața gazelor naturale, da? Când vorbim de domeniul gazelor naturale, eu am împărțit în felul următor. Avem două tipuri de date. Datele care țin de sector nemijlocit. Aici avem prețul la gaz, cât plătim noi, prețul la gaz, cu cât cumpărăm noi gazul, tariful la gaz, cu cât plătește populația sau agenții economici, avem volumul de gaz, cât cumpărăm, cât vindem, avem capacitățile de stocare, că noi acum deja și începem a stoca, și mulți ani de indicatori, deci indicatori care se referă nemijlocit la industria sau la ramura gazului. Pentru ca să am aceste date, utilizez undeva 5-7 surse care mă ajută ca să înțeleg ce se întâmplă în această ramură. Paralel, mai am nevoie și de alte surse de date, eu le-am numit ajutătoare. Care sunt ele? Spre exemplu, dacă vreau să compar Republica Moldova cu România, Bulgaria sau altă țară, am nevoie de cursul valutar. Nu are nimic cu industria gazului, numai că gazul în Bulgaria se vinde în leve, în România se vinde lei românești. Și dacă aș publica datele în valutele locale pe toată regiunea sau pe toată Europa, aș zăpăci cetățeanul nostru și nu l-aș informa deloc. Din cauza aceasta am nevoie de cursul valutar care mă ajută să aduc tot la lei moldovenești ca cetățeanul să fie clar. Un alt indicator este salariul.
că mă interesează și accesibilitatea gazului. Dansul e de gazul, eu zic, cum dans? Că salariul la ei e mare și atunci mă interesează, dar câți metri cub de gaz poate cumpăra cetățeanul unei din cele mai săraci, că acum e greu să spui, suntem cei mai săraci sau încă nu cei mai săraci din Europa, și câți metri cub de gaz, spre exemplu, îți cumpără în România. Ne-am lămurit. Deci am diferite tipuri de date, lucru care mie îmi permite să înțeleg ce se întâmplă în industria gazului. Ca să nu intru foarte mult în detalii, ca să nu vorbim despre tot, am ales o temă foarte îngustă. Săptămâna aceasta ne-a oferit toată posibilitatea să auzim atât, am auzit în această săptămână, că au zăpăcit lumea și m-am gândit, dar de ce să nu explicăm? De aceasta am luat o singură subiect. Care este tariful la gaz plătit de către cetățeni în diferite țări din Europa? Sună atât de simplu, atât de clar și au apărut atâtea probleme și aș mă gândesc, au apărut pe loc gol sau cineva a făcut rău intenționat sau pur și simplu nu și s-a dorit, de aceea hai să ne descurcăm. Atunci când vreau să văd, deci ce poate fi mai simplu? Este cetățeanul Republicii Moldova care plătește pentru gaz, este cetățeanul din România care plătește pentru gaz, este cetățeanul din alte țări. Evident, eu aș putea colecta datele singuri din toate sursele, dar mi-ar lua foarte mult timp, că nu e atât de simplu cum pare la prima vedere. De aceea, pentru ca eu să vă informez pe dumneavoastră, cât plătim noi pentru gaz comparativ cu alții, ca asta am făcut în săptămâna aceasta, cât plătește cetățeanul Republicii Moldova comparativ cu regiunea din sud-estul Europei, cu vecinii noștri, cu românii, cu bulgari, cu ucraineni, cât plătim noi? Pentru aceasta sunt două surse de date. Prima este Eurostatul sau datele Comisiei Europene și doi este datele a două instituții europene, a două instituții de reglementare din Austria și din Ungaria. Deci două instituții care publică datele. Dacă vă uitați, v-am pus pozele aici, le vedeți în spate. Ați putea, domnule Niță, dar de ce avem noi nevoie de două date? Una nu e mai bună. Și aici vreau să lămuresc de ce sunt interesante. A doua, să știți cum mai spune ce mai bine când te duci în grădină, sapa sau hârleță? Păi vă spun că depinde prin ce trebuie. Dacă ai de săpat hârlețul, dacă ai de prășit sapa. Deci nu există răspunsul ce e mai bun, sapa sau hârlețul. A, dacă vrei să dai în cap cu cuiva cu dânsul, îți tot una, sau sapă sau hârleță. Dar dacă tu pe bune vrei să lucrezi în grădină, tu știi că atunci câteodată ai nevoie de sapă, câteodată de hârleță. Și drept unii nu știu că sapă nu vine e una și dacă nu știi, eu spune, a, dacă sapă sau spate de săpat cu dânsa. Vă explic că nu e una și același lucru. Sapa asta e pentru prășit, dar pentru săpat e hârlețul, chiar dacă după nuanțare sună la fel. Exact așa și în economie. De aceea, datele sunt diferite și acum îți vă arăt diferența să înțelegeți toată șmecheria. Să luăm primele datele de la Eurostat. Deci ce face Eurostat? Deci ei colectează datele și calculează tariful pentru jumătate de an din țările din Europa. Deci ei iau toate țările din Europa, iau toți furnizorii de gază din fiecare țară, iau după puterea lor, după aceasta ponderează, că dacă unul vinde mult gaz, unul vinde puțin gaz, ei calculează cine și cât vinde, după asta iau pentru fiecare lună, când în ianuarie este un consum, în februarie altul, iau toate lunile și fac un tarif mediu pe țară pe jumătate de an. Deci este un indicator perfect, este un indicator bun, este un indicator care te ajută. Și eu, spre exemplu, când mă interesează șiruri lungi, cât a costat gazul în 2000, 2001, 2002 și mai încoace, mie mi-este foarte ușor, eu mă duc la Eurostat și găsesc datele. Mai complicat este când vreau să știu dacă cât a fost ieri gazul. Că uitați-vă, ei publică datele odată în jumătate de an și dacă vedeți datele pentru prima jumătate a anului, uitați-vă aici frumușel, au fost publicate în octombrie, iar datele pentru a doua jumătate a anului, adică ceea ce s-a întâmplat în a doua jumătate al 2023, eu voi ști doar la sfârșitul aprilie și am să vă pot informa despre ce s-a întâmplat în Europa și cum am stat noi vis-a-vis cu Europa în luna mai. Dar oamenii, cum spun, vreau acum, repede. Deci eu nu sunt gata să aștept până în luna mai ca să știu ce s-a întâmplat în a doua jumătate a anului. Am prins-o aici, da. Deci avem Eurostatul care îmi publică datele și ele mă ajută pe mine să fac șiruri lungi, da, și ele sunt foarte calitative, deci sunt datele complexe care oferă tot tabloul, dar eu câteodată vreau rapid. Știți cum sunt datele astea? Cum ar fi, spre exemplu, un termometru care mi-arată temperatura, dar mi-o arată cu întârziere jumătate de an. Și eu acum știu cum a fost temperatura vara. Nu că nu m-ar interesa cum a fost temperatura vara.
El e foarte bun, mai mult că vreau să știu că Moldova a fost mai cald ca în România sau ceva, dar eu aș vrea să știu, dar acum, cum e? Deci, da, cum a fost vara, e bine. În trecut, eu următoare o să fac analiza cum oamenilor, datele din trecut, nu vă interesați datele din ianuarie anul 1980. În trecut, pe voi vă ajung și datele 80, 85, 90, dar noi ne ajung și datele odată la 5 ani de zile. Voi face o analiză cum noi, cât e mai departe, cu atât datele pot fi mai departate. Cum ne apropiem, deja vreau datele în fiecare an. Pentru anul trecut aș vrea datele în fiecare trimestru, iar pentru trimestru aș vrea datele pentru fiecare lună. Ne-am lămurit. Și aici ne ajută a doilea indicator. A doilea indicator este elaborat de către doi reglementatori din Uniunea Europeană și acest indicator, dacă vă uitați atent, spun că este cel mai frecvent indicator care îți oferă un tablou privind consumul de gaz și energie electrică din Uniunea Europeană. Ei oferă datele în fiecare lună. Și dacă vă uitați atent la analiza care am făcut-o, eu am utilizat acest indicator deoarece este în fiecare lună. Și atunci mi-a spus, domnuință, și atunci care e șmecherie? De ce noi folosim datele de la Eurostat care au dat în jumătate de an, dacă ăștia dau în fiecare lună datele? Ei, voi ați simțit că întotdeauna când există întotdeauna ceva plus, ceva minus. Deci, acești care oferă indicatorul în fiecare lună, după cum bine intuiți, ca să colectezi datele din toată țara, e foarte greu. De aceea, reglementatorii europeni, așa vom spune, Eurostatul, care ne dă datele odată la jumătate de an și îi dau doar de două ori pe an datele, ele sunt bune când analizăm dinamici lungi pe mulți ani de zile, și doi, este reglementatorii europeni care dau datele în fiecare lună. În luna ianuarie deja avem datele pe decembrie. Oh, perfect. Care e diferența? Unde e șmecheria? Deci ați întrebat, domnuță, dar unde e șmecheria? Păi este, uitați-vă unde e șmecheria. Ei ca să poată da datele, atât de rapid, deci luna decembrie s-a terminat, în ianuarie, în câteva zile, el s-au dat datele. Luna ianuarie s-a terminat, în câteva zile deja vor fi datele pentru luna ianuarie. Ca să poată face acest lucru, ei fac câteva aproximări. Eu voi numi două și apoi vă voi da și o problemă, nu o problemă, dar o diferență metodologică, că ne va ajuta. Deci prima aproximare. Ei spun în felul următor. Noi nu culegem datele toată țara, culegem datele doar din capitala țării. Vă spun deodată, dacă faci analiza pe mulți ani de zile, diferența este foarte micuță. În schimb, economisești foarte mult. Deci ai venit în Chișinău și dacă luat tariful din Chișinău, tariful în restul țării plus minus este același. Deci asta este prima aproximare. A doua aproximare. Noi analizăm doar datele privind prețurile reglementate sau prețurile monopoliștilor și de la piața liberă luăm doar unul cel mai mare sau doi. Aici, de fapt, a fost toată mizeria care a fost în această săptămână, că așa numitul expert care a ieșit, de fapt, a spus-o în fals public, că această metodologie utilizează doar datele de pe piața liberă și nu utilizează prețuri reglementate. De ce spun fals? Că dumnealui singur a făcut referință la metodologie și aici foarte clar scrie că se ia de pe piața reglementată și piața liberă. Unica și poate nu știe engleză, dar acum sunt traducători online și tot, dacă traduci, tot așa se traduce. Dar despre asta vom mai vorbi altă dată, acum noi nu avem când să ne ocupăm cu ceva. Ce înseamnă lucrul acesta? Chiar dacă Moldova nu are o piață liberă, încă nu are, din păcate, la gaz, nu vom mai avea încă mai mulți ani de zile, de ce aceasta se întâmplă, de ce noi continuăm să ținem monopolul, din ce cauza aceasta avem, corupție, una alta, nu mai vorbim, lăsăm, va fi altă temă, acum doar mă întreb. Constatăm un fapt. Cel mai mare monopolist, Moldova Gaz, vinde 93% din tot gazul. Ceilalte 20 de companii vând 7%. Dintre care prima vine 3% jumătate, a doua vinde 1% ceva și restul vând puțin. Păi acest reglementator spune, nu are sens să analizezi toate 21 de companii. Eu Moldova Gaz cu 93%, cât e tariful lui? Al eu cel mai mare de 3,5% și am 96%. Și dacă eu tariful la 1 și la 2 le cel mai mare, dacă sunt 2 cei mai mari, micuți, eu 2, și eu având 97% din piață, stabilesc tariful, restul 18, nu mă mai interesează cât e la dâns tariful, dacă el vinde 3 grame de gaz, cât e tariful lui, cât e mare, cât micuț, nu îmi schimbă cifrele mele. Ați înțeles? Făcând o aproximație, luând doar capitala unei țări și luând doar jucătorii
De pe piața, insist încă o dată să repet, că asta a fost de fapt acuzația publică, de pe piața reglementată, cum, în limba noastră, cum ar fi, luând tariful de la Moldova Gaz, și luând tariful de la cel mai mare, unu, sau cei mai mari, doi sau trei, că dacă sunt doi, trei egali, eu la doi, trei, eu aflu care este tariful și restul 20 nu mă interesează că nu vând de nică, vând 2 grame de gaz și asta nu influențează de loc tariful. Ați prins-o. Deci avem două aproximări care îmi permite mie în fiecare lună să public datele. Și mai este o diferență metodologică care uneori, în anumite cazuri, ne poate face diferența. Deci Comisia Europeană și noi când vorbim, vorbim prețul de piață. Deci prețul de piață este un preț mediu ponderat care se stabilește în baza când uităm cât vând toți. Companiile de reglementare folosesc prețul plătit de consumator. Ați putea spune, domnul Ioniță, dar nu e una așa ce e. În marea majoritate a cazurilor, prețul de piață este egal cu prețul plătit de consumator. Adică cât costă cazul, tot plătesc, că nu există altfel. Deci cât e prețul? Dar avem câteva excepții care se întâmplă foarte rar, și acum s-a întâmplat, și nu în toate țările. Spre exemplu, în perioada de criză, cum a fost acum, anumite țări, cum este România, plafonează tariful. Și tu ai prețul de piață a tarifului. În România poate fi și 30 lei, 35 de lei, dar prețul plafonat este de 13 lei. Și atunci îi spune, dar pe mine nu mă interesează și pe mine nimeni nu interesează care este prețul de piață, dar cum am scris și eu, care este tariful plătit de către consumatori. Și atunci tariful plătit de către consumatori în anumite țări este altul. Deci, noi avem pe de-o parte Eurostatul care publică datele odată în jumătate de an și avem doi reglementatori europeni care publică datele în fiecare lună și la ei este o mică aproximație, dar dacă ei în dinamică cifrele sunt mai mult sau mai puțin aceleași, și dacă ei în specific, atunci ai această diferență. Deci asta a fost partea teoretică și atunci când eu vreau să vă informez pe dumneavoastră, rapid și sigur, eu iau datele Eurostatului pe perioade lungi și vă dau cum a fost în 2010-2011, să vedeți când, cât plăteau europenii, cât plătim noi, dar în perioadă scurtă, în 2023, dumneavoastră nu vreți să știți cât a fost asta vară, gata, s-a dus vara, oameni buni, uitați, dumneavoastră vreți să știți cât a fost în decembrie. Despre asta vorbim noi. Vreți date proaspete. Nimeni nu vrea să mănânce borș de ieri. Știți cum? Toți vor proaspăt. Cu teoria terminată, haideți să trecem la practică. Aici e vesel de tot. Vedeți în partea, nu știu cum vedeți dumneavoastră, la mine în partea stângă, la dumneavoastră cred tot în partea stângă, vedeți graficul publicat de mine. Este un grafic simplu. Și pe partea dreaptă vedeți graficul unei persoane care pretinde că este expert și am văzut cu niște aer, explica el, nu știu ce explica, n-am înțeles ce vreau să spune, azi vă spun acum și la concluzia care a făcut-o dumnealui. Din tâi vă dau concluzia mea. Deci vedeți două grafici. În primul grafic, eu am folosit datele unui, la doi de reglementatori europeni, pentru luna decembrie, da? Haideți să ne uităm la diferență. Deci prima diferență, eu public datele pentru luna decembrie 2023. Deci, ce s-a întâmplat în luna decembrie? La Eurostat, noi vom ști ce s-a întâmplat în jumătatea anului 2023, în luna mai. Fiindcă noi înregistrăm toate emisiunile, fiindcă la noi facem tot public și transparent, vă promit în luna mai, ne mai uităm odată ca să vedeți ceea ce eu vă pot spune în ianuarie, azi vă spun și în luna mai, operând datele. În partea dreaptă, cetățeanul care a făcut graficul, spune că tarifele la gaz pentru consumatorii casnici în UE, comparativ cu Moldova, pentru 6 luni din 2023. Fiți atenți, el într-un mod timid nu spune care 6 luni, pentru 6 luni. Poate eu voi crede că în ultima jumătate a anului, vă spun eu, pentru primele 6 luni, poate pentru lunile impare, poate pentru lunile de vară, dar vă spun deodată, sunt pentru primele 6 luni de anul. Deci eu recomand tuturor, când scriți, scriți exact ca să înțeleagă lumea ce avem în vedere. Haideți întâi, deci observați, la mine pentru luna decembrie, acolo e pentru 6 luni. Și eu a fost în prima jumătate a anului, nu interesează pe nimeni. Dar haideți să vedem care sunt concluziile, uităm de graficul meu, da? Deci concluzia din graficul meu, haideți întâi graficul meu și primul grafic cealaltă. Concluzia din graficul meu, dacă nu uităm atent, Moldova plătește cel mai mare tarif, ei nu cel mai mare, unul zic că Bulgaria e mai multă, eu am început a râde, dar știți, mesajul a fost clar. Moldova plătește cel mai mare tarif la gaze, din sud-estul Europei. Asta este mesajul meu. Și este unul trist,
care are mai multe explicații ce așa se întâmplă. De cei mai săraci oameni din Europa plătesc cel mai mare tarif la gaz în sud-estul Europei. Da, sunt în Europa unii care plătesc mai mult, de o pildă Suedia, dar în sud-estul Europei, cu vecinii noștri, care avem noi, România, Polonia, Slovacia, Serbia, Croația, deci bloc socialist, noi avem cel mai mare preț la gaz. Vedeți? Și mediana, deci în marea majoritate a țărilor, tariful este sub 12,50 lei, iar la noi este 50% mai mare. Ne-am lămurit. Simplu, clar, câteva grafice. Nu uităm la grafic opus. Primul rând, ce faci public toate țările? Mie nici la nu-mi place public mult. Când sunt multe țări, gata, știți, economiștii spun, prea multe cifre, asta e lipsă de cifre, da? Sunt foarte multe țări, nu mă înțelegi, băi, și au vrut el spui. Bun. Dacă ne uităm atent la grafic și dacă măcar cineva din cei care au preluat acest mesaj halucinant care a apărut în spațiu public, să uită atent la grafic, era să vadă că acest expert subtil ne transmite două mesaje. Primul mesaj. Moldova are unul dintre cele mai mari tarife la gaz din Europa. Asta e primul mesaj. Uitați-vă, la noi aproape 29,27 lei și doar câteva țări din Europa au un tarif mai mare. Uitați-vă, sunt doar 7 țări. Restul toți au un tarif mai micuț. Ei, dacă aș fi în stilul lui, aș spune mâna Moscovei. Și fel de mesaj este. Dar uitați-vă, sună cam ridicol. Voi care nu știți economie, spuneți, băi, de unde iei tu astă vară? Astă vară a fost rău, a fost vremuri rele. Acum sunt vremuri bune. Cât de unde ai luat tot 29 de lei 27? Tariful în prezent la noi este de 18 lei 7 bani. Și îmi arestul mie 29 de lei și 27 și îmi spui că la noi e cel mai mare tarif, aproape cel mai mare tarif din Europa. Deci primul mesaj care trebuia să apară din acest grafic, ca să spun acușa care a fost mesajul. Deci vedeți, primul mesaj, Moldova are unul dintre cele mari tarifi la gaz. Care sună cumva dubios. Că dacă ne uităm în grafic, într-adevăr, la noi aproape cel mai mare tarif din Europa, dar eu deja mă uit și spun, băi, uite afară, nu-s 27 de grade de căldură, 10 de frig, nu-i vara, nu-i iarnă, știți, vara nu-i ca iarnă, iarnă nu-i ca vara. Și atunci, ce treabă are 29 de lei și 27 care a fost în anul și acum avem 18,7 lei? Și relevanță are să-mi spui tu mie și a fost azi vară, gata, băi, noi avem alte tarife. Ați înțeles, da, e prima prostie, deci. Dar e un grafic care e o prostie, că aici, ca să fie clar, nu cifrele sunt prostii. Deci cifrele sunt bune. Și el interesează pe om și a fost astă vară, când el are acum alte tarife, alte prețuri. Deci, prima, Moldova are cel mai mare, dar a doilea e și mai gravă. Însă, situația și mai proastă este România. Băi, aici, dacă aș fi unii, să spun, jos lăbuțele de pe România. Iată-ți-vă, în România, tariful 30 lei. Băi, oameni buni, parcă ne-am lămurit că în România tariful este plafonat. La mine, în grafic, și de normal, 12,72 de bani. Deci cum pot să insinuiez România, care e o situație mai proastă și una din cele mai proaste din Europa, care e un tarif pentru consumatorii casnici, da? Tarifii la gaz pentru consumatorii casnici, de 30 de lei, când toată lumea știe că, hai că dacă e engleza, nu știe toată lumea, dar româna, chiar și moldovenii o știu, toți moldoveniștii din Moldova știu limba română. Și ai luat limba română și ai deschis și ai văzut că în România tariful la gaz este plafonat și noi știm plafonul care este în cazul nostru 12,72 de bani. De aici ați înțeles. Dar ca să fie cel mai umor, nu știm ce se întâmplă. Deci avem graficul publicat de acum jumătate de an urmă cifrele, unde Moldova este plasată cam în cel mai negativ context. Deci Moldova are cam cel mai mare tarif la gaz din Europa. Deci este primul mesaj după mine, cum să vă spun eu, care nu are nicio relevanță. Și a doilea mesaj, că România situația e și mai proastă. Că e 30 de lei. Deci, practic, e în topul răutății în Europa. În condiția în care România tariful este plafonat. Știți, fix cam bancul și ala. Când Brejnev, știu că e Indira Gandhi, de la mine scrie Margaret Thatcher. Știți? Așa și aici. Deci, eu știu că România e plafonat. Care a fost concluzia la care a ajuns omul? Da? Deci, tu publici un grafic absolut nici o analiză, deci publică graficul și concluzia. Ioniță e rău. Dar ce este a fost mesajul? Băi, oameni buni, cu toată stima și respect fost domnul Ioniță, dar așa ce văd eu, văd România, văd Polonia, nu-l văd pe Ioniță aici. Deci publici un grafic în care nu spui nimic sau ceea ce spui, mai bine nu spui și să dragi concluzia că Ioniță e rău. Și după aceasta este preluat de multă lume, după mine grav. Și acum am o rugăminte și după aceasta un anunț.
prima rugăminte. Cei care au ascultat, că eu știu că la noi populația inteligentă, în special mass media care a distribuit acel mesaj, cum vă spun eu, mincinos și absurd. Știu că acum le-i rușine la toată lumea și veți vrea să vă cere scuză publică. Iar unii miniștri care cred că chiar vor spune că vor da demisia. Vă rog frumos, nu faceți lucrul ăsta. Nu am nevoie de scuză publică. Îmi asum mie toată vina. Și vă spun nici cauza. Că dacă facem lectoriul meu ăsta mai de mult, nu era să iasă prostia aceasta. Deci eu socot că eu sunt vinovat, că este datoria mea să explic în mod simplu cum se adună datele, cum se prelucrează și cum se diseminează într-un mod onest. Deci datele trebuie să informeze cetățeanul, să explice ce vrea să audă el acum. Nu mă interesează cum a fost când era la noi tariful 29 de lei. Nu mă interesează ce a fost acum 2 ani. Eu vreau știu acum cum o trăim noi. Deci asta e primul. Și doi. Deci asta e primul. Nu trebuie să faceți. Și doi. Vreau să fac un anunț prin care să vă spun, dar nu de a face anunț, am să vă duc așa o leacă istorie, de-a meu ca unul bătrân, mi-aduc aminte de tinereță. Era în anul 2006. Și pun de parte că veți înțelege. Era în anul 2006, atunci Federația Rusă ne-a dat prima lovitură că ne-a majorat, ne-a dublat tariful la gaz. Și a doua ce au făcut ei, tinerii, nu mai țin minte, pur și simplu ne-au închis gazul. Imaginați-vă, după anul nou, tu n-ai gaz în casă, 2 săptămâni. Și atunci am fost rugat ca să comentez, practic, în fiecare zi trebuia să comentez despre industria gazului. Eu, având alte ocupații la ei dezvitorul, ca economist, pot să descriu un fenomen din industria gazului, dar nu doream să mă ocup cu acest subiect, deoarece am alte activități. Am mers la directorul ei dezvitorul, domnul Munteanu, era atunci, Igor Munteanu, și l-am rugat, acum vă spun din bucătăria Idisului, l-am rugat, hai să angajăm un tânăr pe care să-l specializăm în industria energetică. Din cauza, și atunci parcă am făcut o profeție, i-am spus și acum, domn director, problema energetică în Republica Moldova, din nefericire, va fi o problemă acută pentru următorii 10-15 ani. I-am spus 10-15 ani, eu leac am fost optimist, pe toate 25-30 ani. Problema va fi una foarte acută, din acest motiv trebuie să angajăm un tânăr ca noi să putem în spațiu public să dăm informații onestă, fără influență politică sau nu știu ce, ca cetățeanul Republicii Moldova să fie informat. Am început să caut, am găsit un tânăr, l-am pregătit, cred că l-am pregătit bine. Mai mult ca atât, într-o perioadă scurtă au făcut un raport împreună cu un coleg mai în vârstă de la noi, nu spun numele că nu mi-am cerut voie de la ei, de poate ușor puteți găsi, care a devenit în industria gazului un raport de referință până în ziua de azi. Fiți atenți, raport scris în 2007, dacă nu mă știu, 2008, până în prezent este raportul de bază care faci la tătă referință. Și eu cu asta mă mândresc. Deci am luat un tânăr pe care l-am pregătit într-o perioadă scurtă și am reușit să îl transformăm într-un specialist recunoscut pe plan internațional, care chiar primul raport care l-a făcut împreună cu colegul nostru a devenit raport de referință timp de aproape 20 de ani. Au trecut aproape 20 de ani și trăim, cum se spune, parcă avem deja vu același lucru, da? Idis viitor, acum iarăși am constatat zilele acestea, apropo, înainte ca să apară toată această discuție publică, am mers la directorul nostru, nou director, domnul Lubomir Chiriac, și am repetat fraza, repetată acum aproape 20 de ani. Domn director, avem o problemă în industria energetică, în special a gazului, o problemă profundă care, din păcate, va ține cel puțin încă 10 ani. Din acest motiv, ținând cont că cei care erau cunoscuți în spațiu public ca experți sau sunt afiliați sau sunt afiliați politic sau sunt cu o imagine, cum să vă spun eu, cu nu știu, valori morale care cel puțin planează anumite suspiciuni asupra lor, nu ar trebui să ne întoarcem înapoi unde am fost și să găsim o persoană tânără pe care să o pregătim ca în Republica Moldova iarăși să sune o voce în domeniul energetic să fie una credibilă, una onestă și una care să devină referință pentru toți. De aceea vă fac anunțul că Idis Viitorul este într-o plină căutare de a angaja o persoană care în următorii ani de zile
să devină o voce în tot ce înseamnă sectorul energetic al Republicii Moldova, astfel încât astfel de situații stupide și banale, care puteau fi verificate în 3 minute și noi, în loc să discutăm lucruri serioase, erau să fie epuizate în 3 minute, dar, cred că a fost bine ceea ce a fost în această săptămână, deoarece vă felicit cu o nouă rubrică în analizele economice, Lectorium, unde noi vom discuta aspecte teoretice și practice a ceea ce înseamnă, în opinia mea, cea mai frumoasă știință care poate exista, economia, care, dacă o iubești și te atânți serios față de ea, ți se deschide și îți permite să vezi lucrurile așa cum sunt ele și tot ce trebuie să știi, să fii onest tu cu tine și cu cei din jur și să stimezi oamenii celor care le vorbești într-așa o fel, ca să spui lucrurile care chiar interesează pe ei și să spui lucrurile care sunt adevărate, că cum a fost altfel, noi am văzut-o. Nu trebuie nimeni să povestească. Vă mulțumesc și până săptămâna viitoare la analize economice și până următoarea dată, care nu știu când va fi, la Lectorium, unde noi vom discuta atât aspecte teoretice cât și practice ale economiei. Vă mulțumesc și până data viitoare.